În acest tutorial o să vă învăț să croșetați acest minunat model. Pentru a realiza acest model aveți nevoie de un multiplu de 22 de ochiuri plus un ochi de lanț în plus. Dacă doriți să croșetați circular, renunțați la acel ochi de lanț în plus și automat nu o să mai aveți partea aceasta. Acest model este potrivit pentru piesele vestimentare de vară, pentru bluzițe, rochițe, fustițe, chiar și partea de jos a topurilor. Am croșetat un lanț de 67 de ochiuri și un prim rând cu 67 de piciorușe simple pentru a mă putea prinde mai ușor să încep modelul. Pentru acest model avem nevoie de un multiplu de 22 de ochiuri plus un ochi de lanț în plus. Începem primul rând. Vom croșeta 3 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș simplu și nu în primul ochi, ci în al doilea vom face un picioruș simplu. Croșetăm 3 ochiuri de lanț, sărim următoarele 4 ochiuri de pe rândul anterior, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, în al cincelea vom face picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. Astfel avem două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț. Croșetăm un ochi de lanț. Sărim următoarele 4 ochiuri de pe rândul anterior, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincelea vom croșeta la fel, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. Croșetăm un ochi de lanț, sărim următoarele 4 ochiuri, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincelea vom avea tot un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. Croșetăm 3 ochiuri de lanț. Sărim primele 4 ochiuri de pe rândul anterior, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, iar în al cincelea vom face un picioruș simplu. Lucrăm 3 ochiuri de lanț, sărim primul ochi, iar în al doilea picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, și va trebui să repetăm ceea ce am făcut în prima parte. Aceste trei grupulețe, primul, al doilea, al treilea. Sărim următoarele 4 ochiuri, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, în al cincelea vom face picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. Un ochi de lanț. Sărim următoarele 4 ochiuri, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, în al cincelea facem de asemenea un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. Un ochi de lanț. Sărim următoarele 4 ochiuri, primul, al doilea, al treilea, al patrulea, în al cincelea un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt
3 ochiuri de lanț, piciorușul simplu, 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu, alte 3 ochiuri de lanț. Iar eu, exact unde s-a creat acest spațiu între cele două piciorușe simple, mă voi prinde și voi face tot un picioruș simplu, însă înainte 3 ochiuri de lanț. În acest spațiu, un picioruș simplu, alte 3 ochiuri de lanț și am ajuns la următoarele 3 grupulețe. Și voi repeta. La primul grup am avut pe rândul anterior două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, iar la acest rând voi avea două piciorușe duble despărțite de un singur ochi de lanț. În acest spațiu, un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Un ochi de lanț. Pe rândul anterior am avut cele două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, iar eu în acest spațiu voi face, așa cum am făcut și aici, 9 piciorușe duble. Croșetăm un ochi de lanț și am ajuns la cel de-al treilea grupuleț. Pe rândul anterior am cele două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, iar la acest rând voi avea tot două piciorușe duble, însă acestea vor fi despărțite de un singur ochi de lanț. În acest spațiu, un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Pe rândul anterior am cele 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu și alte 3 ochiuri de lanț. Exact ceea ce face trecerea la următoarele 3 grupulețe. Așa cum am făcut și mai devreme, voi croșeta 3 ochiuri de lanț, iar în spațiul creat între cele două piciorușe simple de pe rândul anterior, exact aici unde avem cele 3 ochiuri de lanț, voi face un picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. Și astfel am ajuns la ultimele 3 grupuri. Primul grup, am două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, iar eu voi face la acest rând două piciorușe duble despărțite de un singur ochi de lanț. Un ochi de lanț. La mijlocul acestui grup voi avea cele 9 piciorușe duble. Un ochi de lanț și am ultimul grup. Pe rândul anterior am cele două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, iar la acest rând voi avea tot două piciorușe duble, însă acestea vor fi despărțite de un singur ochi de lanț. Exact așa cum am început, voi și termina. 3 ochiuri de lanț. Rândul anterior, dacă vă aduceți aminte, am început cu 3 ochiuri de lanț care au ținut locul unui picioruș dublu și un picioruș simplu, iar eu mă voi prinde în cel de-al treilea de jos în sus, primul, al doilea, în al treilea și voi face un picioruș simplu. Și astfel am terminat și cel de-al doilea rând al modelului. Începem rândul numărul 3 al modelului. 3 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș dublu și iată că pe rândul anterior avem cele 3 grupulețe, primul, al doilea, al treilea, unde avem exact acest spațiu între cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, vom face tot două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Lucrăm un ochi de lanț. Și ajungem la cele 9 piciorușe duble, iar noi la acest rând vom avea tot 9 piciorușe duble, însă acestea vor fi despărțite de câte un ochi de lanț. Primul picioruș dublu, un ochi de lanț.
al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț. Al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț. Al patrulea picioruș dublu, un ochi de lanț. Al cincelea picioruș dublu, un ochi de lanț. Al șaselea picioruș dublu, un ochi de lanț. Al șaptelea picioruș dublu, un ochi de lanț. Al optelea picioruș dublu, un ochi de lanț. Și cel de-al nouălea, ultimul. După acesta vom face un ochi de lanț. Pe rândul anterior am cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț și noi vom face exact la fel. La acest rând, în acest spațiu, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. Pe rândul anterior am cele trei ochiuri de lanț, piciorușul simplu și celelalte trei ochiuri de lanț care fac trecerea către următoarele trei grupuri. Iată cum voi proceda. Voi sări peste acestea, iar în primul grup, unde am cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, voi croșeta tot două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Un ochi de lanț și exact cum am făcut mai devreme, unde am cele 9 piciorușe duble, noi vom avea la acest rând tot 9 piciorușe duble, însă acestea vor fi despărțite de câte un ochi de lanț. Croșetăm un ochi de lanț, iar unde am cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, voi face la fel. Un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Iată că avem cele trei ochiuri de lanț, piciorușul simplu și celelalte trei ochiuri de lanț care fac trecerea la ultimele trei grupuri. Și așa cum am făcut și mai devreme, nu vom croșeta absolut nimic, ne vom prinde în acest spațiu unde avem primul grup și vom croșeta tot un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Ochi de lanț, pe rândul anterior am cele 9 piciorușe duble, iar la acest rând vom avea tot 9 piciorușe duble despărțite de câte un ochi de lanț. Un ochi de lanț, ultimul grupuleț, unde am două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, în acest spațiu voi face la fel, două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Am început cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și vom termina tot cu un picioruș dublu în ultimul ochi. Și iată că am terminat și cel de-al treilea rând al modelului. Începem rândul numărul 4. Trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, un alt ochi de lanț și un picioruș dublu în același ochi, în primul ochi. Și astfel avem două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Trei ochiuri de lanț, pe rândul anterior avem cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, noi nu vom lucra nimic în acestea, urmează cele nouă piciorușe duble despărțite de câte un ochi de lanț și ne vom prinde astfel, între primul și al doilea picioruș dublu, exact aici, în acest spațiu, un picioruș simplu. Trei ochiuri de lanț, între al doilea și al treilea picioruș dublu, în acest spațiu, în următorul, picioruș simplu. Trei ochiuri de lanț,
În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. Exact între piciorușele duble, unde avem ochiul de lanț. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În ultimul spațiu, între penultimul și ultimul picioruș dublu exact aici, un picioruș simplu. Va trebui să avem un grupuleț 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuăm. Pentru a trece la următoarele 7 grupulețe, va trebui să facem în felul următor. Pe rândul anterior, dacă ne uităm cu atenție, avem două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, alte două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Noi vom face în felul următor. 3 ochiuri de lanț, iar între aceste două grupulețe, exact aici, vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. În acest spațiu. Puteți să vă prindeți de acest ochi. Trei ochiuri de lanț și vom repeta. Avem cele 9 piciorușe duble despărțite de câte un ochi de lanț. Ne prindem în acest spațiu, între primul și al doilea picioruș dublu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în ultimul spațiu. Și astfel am creat cele 7 grupulețe. Primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea, al șaselea, al șaptelea, exact cum am făcut aici. Va trebui să trecem la următoarele 7 grupulețe. Pe rândul anterior avem cele 2 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț și celelalte 2 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț și exact cum am făcut mai devreme, vom face și acum 3 ochiuri de lanț, iar exact aici, la mijlocul celor două grupulețe, vom croșeta un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. Alte 3 ochiuri de lanț și repetăm. Între primul și al doilea picioruș dublu, în acest spațiu, un picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în penultimul spațiu, 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în ultimul spațiu. Și exact așa cum am început, vom termina. 3 ochiuri de lanț. Facem aminte că am început cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu.
În al treilea ochi de jos în sus, primul, al doilea, în al treilea, ne vom prinde și vom face picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. Și iată că am terminat și cel de-al patrulea rând al modelului. Avem cele 7 grupulețe, acestea, despărțite de următoarele 7 grupulețe prin 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu și alte 3 ochiuri de lanț. Cele 7 grupulețe despărțim, cele 7 grupulețe despărțim și cele 7 grupulețe. Trei ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș dublu, un alt ochi de lanț, iar în acest spațiu un picioruș dublu. Și avem exact ca la rândul anterior, două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Trei ochiuri de lanț. Unde avem primul grupuleț, ne prinde și facem un picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț. Sărim următorul grupuleț, iar în cel de-al treilea, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în următorul spațiu. Mai avem două grupulețe, croșetăm 5 ochiuri de lanț, sărim următorul grupuleț, iar în ultimul, picioruș simplu. Și la acest rând avem acest grupuleț mai mare, unde avem cele 5 ochiuri de lanț, cele două grupulețe cu 3 ochiuri de lanț, și ultimul grupuleț mai mare cu 5 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior, am despărțit cele 7 grupulețe de următoarele prin 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. La acest rând vom face exact la fel. 3 ochiuri de lanț. Exact în acest spațiu vom croșeta tot două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț. Am un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț. Mă prind de primul grupuleț cu un picioruș simplu. Și repetăm ceea ce am făcut aici. 5 ochiuri de lanț, în primul grupuleț nu lucrăm nimic, în al doilea un piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul grup, 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul grup, 5 ochiuri de lanț, în penultimul grupuleț nu lucrăm nimic, în ultimul un picioruș simplu. Și repetăm. Pe rândul anterior avem cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, iar la acest rând vom face exact la fel. 3 ochiuri de lanț. La mijlocul acestui grup, picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. Trei ochiuri de lanț și repetăm. Ne prindem de primul grupuleț și facem un picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț. În al doilea grupuleț nu lucrăm nimic, în al treilea un picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul grup. 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul grup. 5 ochiuri de lanț,
Următorul grup îl lăsăm nelucrat, iar în ultimul, picioruș simplu. Exact așa cum am început, vom și termina. 3 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior avem cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț și noi vom face exact același lucru. În acest spațiu, un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Și astfel am terminat și rândul numărul 5. Începem rândul numărul 6 al modelului. Pe rândul anterior avem cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț și noi vom avea la acest rând la fel. Începem cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, un alt ochi de lanț, iar în acest spațiu un picioruș dublu. Și iată avem cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. 3 ochiuri de lanț. Și unde avem acest spațiu mai mare, ne prindem și facem un picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, piciorul simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, piciorul simplu. 5 ochiuri de lanț. În ultimul spațiu, acesta mai mare, un picioruș simplu. Și iată la acest rând, avem 3 grupulețe, 2 mai mari și unul mai mic, 5 ochiuri de lanț, aici am 3 ochiuri și aici tot 5 ochiuri. Ca să ajungem la următoarele grupulețe, pe rândul anterior avem cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, iar la acest rând vom face exact la fel. 3 ochiuri de lanț. În acest spațiu vom avea tot 2 piciorușe duble despărțite de 2 ochiuri de lanț. Trei ochiuri de lanț și mă prind de primul grupuleț și fac un picioruș simplu. Și voi repeta ceea ce am făcut mai devreme. 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu în primul spațiu, 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul spațiu, 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu în ultimul spațiu. Repetăm. Pe rândul anterior am cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, iar eu voi face la acest rând exact la fel. 3 ochiuri de lanț. În acest spațiu, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, 1 alt picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț, iar în acest spațiu, picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul spațiu. 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu în ultimul spațiu. Și exact așa cum am început, așa vom termina. 3 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior avem cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, iar noi în acest spațiu vom face la fel. Picioruș dublu, un ochi de lanț
și un alt picioruș dublu. Și iată că am terminat și rândul numărul 6 al modelului. Piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. În ochiul aferent primului picioruș dublu vom face un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Iar în ochiul aferent următorului picioruș dublu, un picioruș dublu. Am început cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. De jos în sus, primul, al doilea, în al treilea vom face
Și astfel am terminat și rândul numărul 8 al modelului. Începem rândul numărul 9 al modelului. Începem cu 3 de două ochiuri de lanț, iar în acest spațiu vom face exact la fel, un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu, croșetăm un ochi de lanț, am început cu trei ochiuri de lanț care țin locul unuș dublu, iar în cel de-al treilea ochi de jos în sus, mă voi prinde
și voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. Și iată că am terminat și cel de-al nouălea rând al modelului. Începe în rândul numărul 10. Picioruș dublu, un singur ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Ca să trecem la acest grupuleț, trei ochiuri de lanț, în acest spațiu piciorul simplu, trei ochiuri de lanț și ajungem la următoarele trei grupulețe și vom face exact cum am făcut mai devreme. În primul spațiu, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, exact aici, la cel de-al doilea grup, unde pe rândul anterior am picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, în acest spațiu, 9 piciorușe duble. Ochi de lanț, pe rândul anterior am cele două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, în acest spațiu voi avea picioruș dublu, un singur ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Și iată că ajungem la ultimul grupuleț, trei ochiuri de lanț,
Exact aici, unde am pe rândul anterior piciorul simplu, trei ochiuri de lanț, piciorul simplu, în acest spațiu, piciorul simplu, trei ochiuri de lanț și exact așa cum am început, vom termina. Am cele două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, iar eu voi avea acum două piciorușe duble despărțite de un singur ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, iar în acest spațiu vom avea 5 piciorușe duble. Un picioruș dublu, două piciorușe duble, trei piciorușe duble, patru piciorușe duble, 5 piciorușe duble. Și astfel am terminat și cel de-al 10-lea rând al modelului și dacă ne uităm cu atenție, vom observa că în partea aceasta se va forma exact ceea ce avem aici, ce avem aici se va forma aici, ce avem aici se va forma aici, iar între acestea vom avea exact acest lucru. Continuăm cu rândul numărul 11, care de fapt repetă rândul numărul 3, exact acesta. Bineînțeles, vom avea puțin diferit în margine, pentru că nu lucrăm circular. Începem cu 3 ochiuri de lanț. Acestea țin locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț. Pe rândul acesta avem 5 piciorușe duble, iar la acest rând vom avea tot 5 piciorușe duble, însă acestea vor fi despărțite de un ochi de lanț. Am făcut deja cele 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț, în următorul ochi, picioruș dublu. 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 Pe rândul anterior avem cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Noi vom face un ochi de lanț, iar aici vom face la fel. Picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. Pe rândul anterior avem cele 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu, următoarele 3 ochiuri de lanț, așa cum am făcut și la rândul numărul 3, vom face și la acest rând. Nu vom lucra nimic, vom sări peste acestea, iar în primul grup, acesta unde am două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, voi face exact la fel. În acest spațiu, un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Ochi de lanț. Pe rândul anterior am cele 9 piciorușe duble, iar eu la acest rând voi avea tot 9 piciorușe duble, însă acestea vor fi despărțite de câte un ochi de lanț. În primul ochi aferem primului picioruș dublu, un picioruș dublu, ochi de lanț. În următorul ochi, picioruș dublu, ochi de lanț. 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 Picioruș dublu, ochi de lanț, cel de-al 9-lea picioruș dublu. Exact ceea ce avem aici se va forma în partea aceasta. Ochi de lanț, pe rândul anterior am cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, iar în acest spațiu voi face la fel. Un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Pe rândul anterior am cele 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț care
desparte următoarele trei grupulețe, acesta, acesta și acesta. Eu voi sări, nu voi lucra nimic aici, iar între cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, voi lucra la fel. În acest spațiu, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. Ochi de lanț, pe rândul anterior am cele 9 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, iar la acest rând voi avea tot 9, însă acestea vor fi despărțite. Pe rândul anterior am cele 9 piciorușe duble, iar eu voi avea la acest rând tot 9 piciorușe duble, însă acestea vor fi despărțite de un ochi de lanț. Picioruș dublu, ochi de lanț. Ochi de lanț, în acest spațiu, picioruș dublu, ochi de lanț, un alt picioruș dublu. Pe rândul anterior am cele 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț, voi sări peste ele, iar în acest spațiu, unde am pe rândul anterior picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, voi face exact la fel, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. Voi face un ochi de lanț, pe rândul anterior am cele 5 piciorușe duble, eu voi face tot 5, însă acestea vor fi despărțite de un ochi de lanț. Patru piciorușe duble, ochi de lanț și atenție, am început rândul anterior cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, prin urmare ultimul picioruș dublu îl vom face în cel de-al treilea ochi de jos în sus, primul, al doilea, în al treilea și iată că avem cele 5 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț și am terminat și rândul numărul 11 al modelului. Începem rândul numărul 12 al modelului. Iată cum vom începe. 3 ochiuri de lanț. Între primul și al doilea picioruș dublu, în acest spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, în următorul spațiu, în ultimul, picioruș simplu. Și avem 4 grupulețe, primul, al doilea, al treilea, al patrulea. Pe rândul anterior, dacă ne uităm cu atenție, avem cele două grupulețe unite, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu. În acest spațiu sau în acest ochi vom face astfel, înainte 3 ochiuri de lanț, iar în acest ochi picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, în același ochi. Și pentru a ajunge la cele 9 piciorușe duble despărțite de câte un ochi de lanț și a forma cele 7 grupulețe exact cum am format aici, 3 ochiuri de lanț. Între primul și al doilea picioruș dublu de pe rândul anterior, din cele 9, în acest spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, în următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, în următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, în următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț, în următorul spațiu, picioruș simplu.
3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, penultimul, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț în ultimul spațiu, picioruș simplu. Și iată că am format cele 7 grupulețe. Primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea, al șaselea, al șaptelea, exact cum am făcut aici. Practic, noi repetăm. Ceea ce avem aici, vom avea în partea cealaltă. Continuăm. Pe rândul anterior, am cele 2 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, care sunt lipite de următoarele 2 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Și așa cum am făcut mai devreme, vom face 3 ochiuri de lanț. Iar în acest spațiu sau în acest ochi, între cele două grupuri, voi face un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț și ajung la următoarele 9 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț și eu mă voi prinde în acest spațiu între primul și al doilea picioruș dublu cu un picioruș simplu și astfel voi crea, exact cum am făcut înainte, cele 7 grupulețe. 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul spațiu, 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul spațiu, așa o să fac până când o să creez cele 7 grupulețe. Piciorul simplu în ultimul grupuleț. Pe rândul anterior avem cele două grupulețe unite, 3 ochiuri de lanț. În acest spațiu sau în acest ochi, între cele două grupulețe, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț. Un alt picioruș dublu în același spațiu, 3 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior avem cele 5 piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț. Dacă am început și am creat cele 4 grupulețe, așa vom și termina. Mă prind în acest spațiu și fac un picioruș simplu, 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, piciorul simplu. 3 ochiuri de lanț. În ultimul spațiu, picioruș simplu. Am 1, 2, 3 grupulețe. Un ochi de lanț. Am început cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În al treilea de jos în sus voi face un picioruș mare sau o jumătate de picioruș dublu. Jeteu, introduc croșeta în ochi. Trag firul și trag prin toate cele 3. Și astfel am tot 4 grupulețe, exact cum am și la început. Și astfel am terminat și cel de-al 12-lea rând al modelului. Începem rândul numărul 13. Pe rândul anterior am cele 4 grupulețe. Un ochi de lanț. Un piciorul simplu în primul spațiu de la primul grupuleț. 3 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în al doilea spațiu. 5 ochiuri de lanț. Următorul grup îl sărim, iar în ultimul picioruș simplu. Pe rândul anterior avem cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, iar noi vom proceda exact la fel. 3 ochiuri de lanț. La mijlocul acestui grup vom face unul exact la fel, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Și am ajuns la cele 7 grupulețe de pe rândul anterior și exact cum am procedat în partea aceasta vom face și aici, ne vom prinde de primul grupuleț și vom face un picioruș simplu.
5 ochiuri de lanț. În următorul grupuleț nu lucrăm nimic, în cel de-al treilea piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul grupuleț, 3 ochiuri de lanț, piciorul simplu în următorul grupuleț, au mai rămas 2 grupulețe, 5 ochiuri de lanț, în următorul nu lucrăm, iar în ultimul picioruș simplu. Exact cum am procedat în partea aceasta, vom proceda aici. Ceea ce se formează aici, avem în partea aceasta. Pe rândul anterior avem cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. La acest rând vom avea exact la fel. 3 ochiuri de lanț, în acest spațiu, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. Și repetăm. Urmează cele 7 grupulețe. În primul spațiu, picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț. În următorul spațiu nu lucrăm nimic, în cel de-al treilea, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în următorul spațiu. 3 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în următorul spațiu. Au mai rămas 2 grupulețe. 5 ochiuri de lanț. În primul spațiu nu lucrăm nimic, în ultimul picioruș simplu. Urmează, pe rândul anterior avem cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri, picioruș dublu, 3 ochiuri. Bineînțeles, vom face exact la fel, 3 ochiuri de lanț. În acest spațiu, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. Și trebuie să terminăm exact cum am început. Avem ultimele 4 grupulețe. Primul, al doilea, al treilea, al patrulea. În primul spațiu, picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț. În al doilea spațiu nu lucrăm nimic. În al treilea, picioruș simplu. 3 ochiuri de lanț. Iar în ultimul spațiu, picioruș simplu. Și iată că am terminat și rândul numărul 13. Începem rândul numărul 14. Începem cu 5 ochiuri de lanț. Pe rândul anterior am acest grupuleț mai mic. Introduc croșeta în spațiu, picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, în acesta mai mare, picioruș simplu. Pe rândul anterior am cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. Și o voi face la acest rând exact la fel. 3 ochiuri de lanț. În acest spațiu voi face picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Și iată, am ajuns la cele 4 grupulețe. Am 2 spații mai mari în margine și 2 mai mici unde am cele 3 ochiuri de lanț la mijloc. În acest spațiu, în primul, fac un picioruș simplu. Voi face 5 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, piciorul simplu. 3 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, piciorul simplu. 5 ochiuri de lanț. În ultimul spațiu, piciorul simplu. Și atât că din 4 grupulețe, avem 3 grupulețe. 2 mai mari în margine și cel mai mic unde am cele 3 ochiuri de lanț în mijloc. Repetăm. Pe rândul anterior am cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, pentru a ajunge la următoarele 4 grupulețe. Și eu voi proceda la acest rând, la rândul numărul 14, exact la fel. 3 ochiuri de lanț, exact aici în acest spațiu voi face picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț,
Mă voi prinde în acest spațiu, în primul, cu un piciorul simplu, 5 ochiuri de lanț. În primul spațiu, piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț. În al doilea spațiu, piciorul simplu, 5 ochiuri de lanț. În ultimul spațiu, piciorul simplu. Și repetăm. Pe rândul anterior am cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, iar la acest rând vom face exact la fel. 3 ochiuri de lanț, în acest spațiu picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. Și voi încheia rândul astfel. În primul spațiu, piciorul simplu, 5 ochiuri de lanț. În acest spațiu, piciorul simplu, 2 ochiuri de lanț. Iar unde am pe rândul anterior piciorușul simplu, în acest ochi, voi face un picioruș dublu. Și astfel am terminat și rândul numărul 14. Începem rândul numărul 15. Un ochi de lanț, un piciorul simplu în primul ochi. 5 ochiuri de lanț. Iar în acest spațiu, unde am cele cinci ochiuri de lanț pe rândul anterior, în acesta voi face un picioruș simplu. Pe rândul anterior am cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț, iar la acest rând voi face exact așa, 3 ochiuri de lanț. În ochiul aferent primului picioruș dublu, voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. Un ochi de lanț, iar în ochiul aferent celui de-al doilea picioruș dublu, la fel. Un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. 3 ochiuri de lanț. Și iată, ajungem la cele 3 grupulețe de pe rândul anterior. În primul spațiu mă prind și fac un picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț. În al doilea spațiu, picioruș simplu. 5 ochiuri de lanț. Piciorul simplu în următorul spațiu. Și din 3 grupulețe am ajuns să avem la acest rând 2 grupulețe. Pe rândul anterior avem cele 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț și vom face exact cum am procedat și mai devreme, 3 ochiuri de lanț. În ochiul aferent primului picioruș dublu vom avea un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu în același ochi. Un ochi de lanț, iar în ochiul aferent celui de-al doilea picioruș dublu vom avea un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Bineînțeles, cele 3 ochiuri de lanț. Și am ajuns la următoarele 3 grupulețe. Și la acest rând va trebui să rămânem în 2. În primul spațiu, piciorul simplu. 5 ochiuri de lanț. În următorul spațiu, picioruș simplu. Alte 5 ochiuri de lanț. În ultimul spațiu, picioruș simplu. Și iată că va trebui să repetăm. 3 ochiuri de lanț. În ochiul aferent primului picioruș dublu, acesta, vom avea un picioruș dublu, un ochi de lanț și un alt picioruș dublu. Un ochi de lanț, iar în ochiul aferent celui de-al doilea picioruș dublu vom avea un picioruș dublu, un ochi de lanț, un alt picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț.
și terminăm exact cum am început. În acest spațiu mă prind și fac un picioruș simplu, 5 ochiuri de lanț, 5. Iar în ultimul spațiu voi face un picioruș simplu. Începem rândul numărul 16. 5 ochiuri de lanț. Avem acest grupuleț în primul spațiu, picioruș simplu. Pe rândul anterior avem 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, ochi de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. Iar la acest rând va trebui să facem astfel. 3 ochiuri de lanț. În acest spațiu vom face picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț în loc de un ochi de lanț cum am făcut pe rândul anterior și un alt picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț, iar la mijlocul următorului grup vom face picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. Și am ajuns la cele două grupulețe. În primul spațiu, piciorul simplu, 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu în cel de-al doilea spațiu. Și repetăm. 3 ochiuri de lanț. La mijlocul primului grup vom avea picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț. La mijlocul următorului grup, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, bineînțeles, 3 ochiuri de lanț. Și ajungem la următoarele două grupulețe. În primul spațiu, piciorul simplu, 5 ochiuri de lanț, piciorul simplu în cel de-al doilea spațiu. Și astfel, din cele două grupulețe, rămânem cu unul singur la acest rând. Repetăm. 3 ochiuri de lanț, unde avem pe rândul anterior cele două piciorușe duble despărțite de un ochi de lanț, noi vom avea două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț. Am făcut primul picioruș dublu, două ochiuri de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu. Două ochiuri de lanț și la mijlocul acestui grup vom avea la fel. Un picioruș dublu, mă scuzați, două ochiuri de lanț și un alt picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Avem acest spațiu. Mă prind și fac un picioruș simplu. Voi face 2 ochiuri de lanț, iar în ochiul aferent piciorușului simplu, exact acesta, voi face un picioruș dublu. 2. Deci am avut cele 3 ochiuri de lanț, m-am prins de acest spațiu cu un picioruș simplu, 2 ochiuri de lanț și un picioruș dublu. Și astfel am terminat și rândul numărul 16. Începem rândul numărul 17 al modelului. 3 ochiuri de lanț. În acest spațiu un picioruș simplu. Pe rândul anterior avem 3 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț. Iar noi la acest rând vom avea 3 ochiuri de lanț, unde avem cele două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț. În acest spațiu vom avea la fel, picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu, unde avem cele două ochiuri pe rândul anterior, noi vom avea un ochi de lanț, iar în acest spațiu un picioruș dublu, două ochiuri de lanț,
și un alt picioruș dublu. Ochi de lanț. Unde avem cele două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, în același spațiu vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Și bineînțeles, cele trei ochiuri de lanț. Acesta este singurul grup care a mai rămas și așa cum am făcut la început, ne prindem în acest spațiu piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț, în același spațiu piciorul simplu și va trebui să repetăm. 3 ochiuri de lanț, unde avem cele două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, vom face tot două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț în acest spațiu. Un ochi de lanț, unde avem cele două ochiuri de lanț, vom face picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu, ochi de lanț. Unde avem cele două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, vom face la fel. Picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț. Și am ajuns la acest grupuleț, în spațiu piciorul simplu, 3 ochiuri de lanț, în același spațiu picioruș simplu. Și repetăm. 3 ochiuri de lanț, în acest spațiu picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu, un ochi de lanț, unde am cele două ochiuri de lanț, în acest spațiu un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, un alt picioruș dublu, un ochi de lanț, iar unde am cele două piciorușe duble despărțite de două ochiuri de lanț, în acest spațiu la fel. Picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Bineînțeles, cele trei ochiuri de lanț. Iată cum vom termina. Avem acest ultim spațiu. Ne prindem și facem un piciorul simplu, un ochi de lanț și jumătate de picioruș dublu. Să avem așa ca un grupuleț, exact cum avem la început. Întotdeauna așa cum începem, tot la fel și terminăm. Și iată că am finalizat și rândul numărul 17. Dacă ne uităm cu atenție, observăm că rândul numărul 17 este de fapt primul rând al modelului. Prin urmare, pentru a realiza acest model avem nevoie de 16 rânduri, pentru că cel de-al 17-lea rând este de fapt primul rând al modelului. În continuare, tot ce rămâne de făcut este să repetăm de jos. Avem deja primul rând și vom repeta rândul numărul 2, 3, 4 până la rândul numărul 17 să creăm din nou acest model. Și o să mai facem împreună un singur rând, cel de-al 18-lea rând, care este de fapt cel de-al 2-lea rând al modelului. Și exact cum am făcut la cel de-al 2-lea rând al modelului, vom proceda și la acest rând. Un ochi de lanț, în acest spațiu, piciorul simplu. Pe rândul anterior avem cele 3 ochiuri de lanț și cele 3 grupulețe, urmate de alte 3 ochiuri de lanț, iar noi vom proceda.
urmă și să procedați exact la fel. Am terminat rândul numărul 18, care este de fapt rândul numărul 2, și continuați exact cum ați proceda la rândul numărul 3, faceți la rândul numărul 19.